Nela Iriciuc, în vârstă de 24 de ani, din comuna Siminicea, a fost dat în urmărire generală, fiind acuzată că a racolat cel puțin 6 fete din localitățile Liteni și Verești, pe care le-a vândut mafiei albaneze. Fetele erau păcălite că vor lucra ca bone sau cameriste, dar ajungeau în bordelurile din Grecia, unde erau bătute și obligate să se prostitueze. Mama tinerei spune că nu crede că acuzațiile ar fi adevărate. Vă trimis citații de la pachet. Da, și m-am dus acolo și nu am putut face nimic. Na, dacă știam oare că mamă nu oprei, hai, nu te băgai, nu te, dacă așa e. Nu știm nimic. Să-mi spui mie, fetele, dacă eu aș ști ceva, să vii, măcar dacă vine o fată să-mi spui ceva acasă, putea să vii, că la mamă, că eu nu s-aș întreba, duceți-vă și la primărie, duceți-vă și întrebați și fel de oameni suntem noi. Și pe atunci să vedeți, că cu mine să putea să-mi spui vreuna, să vii, să-mi spui ceva, nu? Știu că e plecată, dar nu. Ce s-a și ocupat, ducea fete pentru prostituție. Asta nu mai știu, nu mai știu. Dar ea ce fel de fată era așa? Era o fată foarte de treabă. Nu credeți că s-a fi ocupat cu de-astea, cu prostituție? Asta nu mai știu, nu aici cu câmpul, nu. Mai de capul nostru, nu. Tot afacerea a ieșit la iveală după ce una dintre victime a reușit să fugă din bordel și a făcut plângere la poliție. Tânăra de loc din satul Bursuceni, comuna Verești, a fost dată dispărută de familie în noiembrie 2010, atunci când avea doar 15 ani. Declarațiile victimei i-au ajutat pe polițiști greci să-i aresteze pe cei trei albanezi care coordonau rețeaua din Grecia. Judecătorii suceveni au eliberat acum un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele sucevencei acuzată de mai multe infracțiuni, printre care înșelăciune și trafic de persoane.